regulamentul emisiunii a fost încălcat. Anunțul uitor pentru concurenții din Casa Iubirii. Momente de panică pentru concurenții din Casa Iubirii. 4 dintre ei au încălcat regulamentul emisiunii. Haideți să aflăm vinovații. Lorena și Laurențiu sunt doi dintre ei. Aflați miercuri ce reacții se vor stârni în platou și ce dezvăluiri neașteptate va face Laurențiu spre marea uluire a tuturor. Andreea Mantea, anunțul uitor pentru concurenții din Casa Iubirii. Regulamentul emisiunii a fost încălcat. Vizibil emoționat și ușor panicat, Laurențiu își va lua inima în dinți și va recunoaște în fața Lorenei și a tuturor că s-a îndrăgostit, însă nu știe dacă a procedat bine să dezvăluie acest lucru. Laurențiu, m-am îndrăgostit de Lorena. Toate transpirațiile m-au luat. Nu știu dacă e bine că i-am spus. Andreea Mantea, anunțul uitor pentru concurenții din Casa Iubirii. Regulamentul emisiunii a fost încălcat. În ediția de miercuri, 9 august, în Casa Iubirii va predomina o atmosferă palpitantă deoarece Andreea Mantea va anunța că 4 dintre concurenți au încălcat regulamentul emisiunii. Doi dintre aceștia sunt Lorena și Laurențiu și va rămâne de văzut cine sunt și ceilalți doi concurenți care au încălcat regulile show-ului. Concurenții din Casa Iubirii au parte în fiecare ediție de noi momente de senzație, de întâlniri romantice, dar și de multe tensiuni, controverse și chiar conflicte aprige iscate din gelozie sau orgoliu. După ce în ediția precedentă, Catinca și Cosmin au avut parte de un prim date plin de peripeții și romantism, în ediția de miercuri Andreea Mantea va face un anunț neașteptat ce va stârni panică și suspans în rândul concurenților. Andreea Mantea spune: regulamentul emisiunii a fost încălcat. Radu spune: nu cred așa ceva. Andreea Mantea spune: acum, haideți să aflăm vinovații. Bianca spune: doi parcă sunt clari, dar încă doi. Andreea Mantea spune: Lorena și Laurențiu sunt doi dintre ei. Cine credeți că sunt ceilalți doi? Radu spune: George și Larisa. George spune: nu. Andreea Mantea spune: George. Pe de altă parte, Laurențiu va dezvălui la un moment dat faptul că s-a îndrăgostit iremediabil de Lorena și are sentimente puternice pentru ea. Andreea Mantea, Laurențiu, de ce ai ales să ne spui? Pentru că tu ești cel care ne-a spus. Aflați cine sunt cei 4 concurenți vinovați și ce se va întâmpla miercuri, 9 august, de la 10:00 și 16:30. Urmează să aflați informații noi despre gala din 13 august, informații care nu au mai fost. După cum vă anunțam în videoclipurile trecute, vor începe să urmeze eliminări pe bandă rulantă în Casa Iubirii. În gala din 13 august urmează o eliminare bombă, deși una așteptată din punctul meu de vedere, nu din cauza lui, ci datorită din cauza fetei, se vedea clar că nu se leagă nimic între ei. Lasă un like și abonează-te la acest canal pentru a fi la curent cu toate informațiile în avans din Casa Iubirii, dar și despre galele viitoare. Astăzi urmează o gală incendiară cu eliminare. Stai până la final să afli toate informațiile galei din 13 august. Publicul a votat, iar Casa Iubirii și-a desemnat favoritul săptămânii. Un concurent a primit cecul în valoare de 5.000 de lei. Concurentul favorit din data de 13 august este înmânat concurentului cu numele Radu. Din nou Radu este favoritul publicului, dar și primește cecul de 5.000 de lei de către Andreea Mantea. Mulțumesc din suflet! Ce să mai zic? Încă o dată sunt surprins de către învingătorii mei. Vreau să le mulțumesc din tot sufletul pentru susținere, sunteți minunați, vă iubesc și nu m-am așteptat. Mulțumesc din tot sufletul, încă o dată. Vă mulțumesc! A spus Radu când a primit cecul. Radu a câștigat consecutiv 3 cecuri la rând pe bandă rulantă, fiecare cec în valoare a câte 5.000 de lei. În mediul online se vehiculează că Radu nu este favorizat de către unele persoane care au făcut sondaje și ne arată că Radu este votat să fie favorit. În mediul online nefiind nevoie să plătești ceva ca să votezi. Voi ce părere aveți? Robert se pare că este detronat în fața concurenților și nu se știe când va mai câștiga cecul de favorit al publicului. Se vehiculează că atât de tare este defăimat că nu va mai câștiga nici cecul din marea finală Casa Iubirii. Se pare că și cuplurile se distrug rând pe rând în casă. Să fie oare asta o strategie a staffului? Urmează și persoana eliminată din această gală. Deja de mult era așteptată o gală cu eliminare și iată că a sosit, eliminare fericită pentru unii, iar tristă pentru alții. Concurentul eliminat în gala din 13 august este concurentul cu numele Claudiu.
Se pare că Claudiu va pleca acasă prin eliminare decisivă. Se vedea clar că între el și Bianca nu prea este nimic, mai mult din partea lui Claudiu se vedea ceva atracție decât din partea Biancăi. Voi ce credeți, merita să plece Claudiu sau alt concurent? Deși au fost făcute multe strategii în ultimele luni de către concurenții Casei Iubirii, se pare că staful îi joacă pe concurenți. Vor fi la eliminare în săptămânile care urmează concurenți puternici care nu se aștepta nimeni. Cel de-al doilea sezon al emisiunii Casa Iubirii surprinde în continuare telespectatorii cu noi momente de senzație, cu noi concurenți dornici să-și caute jumătatea, cu întâlniri romantice, noi ghidile de poveste, dar și multe tensiuni și răsturnări aprige de situație care deseori îi pun pe concurenți la grele încercări. Lucrurile iau o întorsătură neașteptată și în ceea ce îi privește pe Irina și pe Alexandru, care ajung și ei să se sărute. Robert și Mihaela se sărută după ce acesta susține că are sentimente reale pentru fosta lui parteneră. Larisa și George pare că au ajuns din nou într-un impas, lucru ce este sesizat cu mare ușurință și de către ceilalți concurenți. Cum nimeni din casă nu prea înțelege ce s-a mai întâmplat de această dată, îi iau la întrebări pe protagoniști. Irina și Alexandru au și ei parte de un sărut atunci când se joacă binecunoscutul joc cu foaia. Lorena dă drumul unei foi, iar cei doi concurenți, în loc să o prindă, se sărută, lucru ce stârnește amuzament și reacții spumoase din partea fetelor. Radu spune: Larisa, de ce ești supărată, gen? Larisa spune: pentru că nu știu de ce era supărat ieri George. Acum, n-am înțeles. Cu o seară înainte, George era foarte bucuros, fericit, happy-ericit și, ieri, de fapt. George spune: peste noapte m-am schimbat. Robert recunoaște sentimentele pe care le are pentru Mihaela, în timp ce aceasta îl sărută, fără să stea pe gânduri. Aflați ce se va întâmpla în Casa Iubirii, mâine, 7 august, de la ora 10:00 și de la ora 16:30, doar pe Canal D. Sărutări și declarații în Casa Fetelor. Alexandru merge în Casa Fetelor și dă starul unui joc ce se lasă cu multe săruturi, dar și cu multe adevăruri ținute ascunse până acum. Primul joc este adevăr sau provocare, iar Robert alege adevăr. Întrebat dacă în sufletul său are sentimente pentru Mihaela, cu adevărat, acesta oferă un răspuns afirmativ. Mihaela alege, în schimb, provocare, iar Alexandru îi spune că poate să ofere 3 pupici lui Robert, iar ea alege unde îl va pupa. Fără să stea pe gânduri, îi oferă un pupic pe obraz, unul în colțul gurii, iar altul pe buze. Larisa și George traversează un nou episod tensionat. Larisa și George nu și-au vorbit în gală, lucru ce a bulversat-o total pe concurentă, care nu înțelege ce s-a întâmplat. Aceasta este afectată de cele întâmplate, iar Bianca este de partea ei, precizând că George este cel care nu și-a dorit un dialog. Bianca spune: tu nu ai vorbit cu George. Tu l-ai întrebat și el nu ți-a răspuns. Practic, a fost ignor și are o stare. Ce stare? De ce? Ce simți? De ce schimbarea asta? Cum așa? Întrebat dacă este supărat pe Larisa, George susține că nu ea este vinovată pentru schimbarea lui de comportament, ci aceasta este chiar din vina lui, nu sunt supărat pe ea. Sunt supărat pe mine, oarecum. Radu spune: de aia nu ai băgat-o în seamă, în gală. George spune: da. De la ora 10:00 și de la ora 16:30, aflați ce se va întâmpla mâine, într-o nouă ediție incendiară, doar pe Canal D. Gala de astăzi este una incendiară, de această dată această persoană care cedează și care ajunge să plângă este chiar Mihaela, în urma unei discuții avute cu Irina. Mihaela consideră că Irina dă de un comportament care nu este chiar potrivit, deoarece, în loc să o lase în pace, preferă să o provoace pentru a crea material. În urma acuzațiilor care i-au fost aduse, rivala ei se apără, mărturisind că nu a vrut să o provoace, ci tot ceea ce a făcut a fost să-și spună punctul de vedere. Gala de astăzi, 6 august, va stârni noi conflicte între Mihaela și Irina. Încă de când Irina a venit în emisiune, cele două au arătat, chiar și subtil, că nu se au la inimă una pe cealaltă, iar ultimele evenimente dintre cele două concurente o fac pe Mihaela să spună ceea ce are pe suflet. Mihaela spune: într-o situație de genul, trebuie să lași omul în pace, nu să-l mai provoci, Irina. Irina spune: nu te-am provocat. Am spus opinia mea. Mihaela spune: ți-am spus-o de când am avut primele conflicte, nu vreau să mai intri cu mine în discuție. Irina spune: dacă am așa o părere, eu o spun. Mihaela spune: te rog frumos.
Fă-ți materiale cu altcineva, dar nu cu mine. Te rog din suflet. Mihaela și Irina izbucnesc în lacrimi din cauza discuțiilor purtate. Tensiunea din timpul galei, când concurenții așteaptă să vadă dacă sunt sau nu trimiși acasă, crește din minut în minut și stârnește reacții acide din partea lor.